Pentru al cincilea an consecutiv, jandarmii maramureșeni organizează un eveniment caritabil prin care doresc să sprijine doi elevi din județul nostru. Este vorba de un meci de fotbal care va avea loc la sala sporturilor din Baia Mare, iar banii strânși de pe urma vânzării biletelor, dar și cei obținuți prin donații, să fie oferiți familiilor celor doi copii. Această campanie umanitară, meciul caritabil, se înscrie în rândul mai multor activități organizate cu ocazia Zilei Jandarmeriei, dar o considerăm noi activitatea, acțiunea umanitară, punctul forte al activităților legate de Ziua Jandarmeriei. Anul acesta ne-am orientat pentru a ajuta două cazuri. Este vorba de un caz semnalat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și un caz semnalat de asociația ce funcționează la nivelul Băii Mari, ASOC. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramure și cu Asociația SOC Baia Mare, care au adus în atenție situația celor doi elevi. Este vorba de Daniel Luanță, elev al Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii din Baia Mare, care necesită protezare la antebrațul mâinii stângi. Situația familială este una mai delicată. Copilul este crescut de către tatăl, nu au locuință proprie, locuind în casa mătușii. Au nevoie de o sumă de 5.000 de lei necesară pentru protezare. De asemenea, organizatorii doresc să o sprijine pe Ștefania Daniela Conia, elevă a Liceului de Artă Baia Mare, în vederea achiziționării unui scaun electric cu rotile. Are o paraplegie și un retard motor, neuromotor, și în cazul ei este foarte important să aibă un cărucior electric care să ajute în deplasare atât în școală cât și acasă. Este o fetiță care are rezultate foarte bune la învățătură, deosebite, desenează extraordinar de frumos și este extrem de ambițioasă. Evenimentul va avea loc vineri 22 martie, începând cu ora 14. Înaintea meciului, care va pune față în față pe teren reprezentativă a Jandarmeriei Maramureș și cea a Maramureșului, vor avea loc partide demonstrative ale tinerelor speranțe din fotbalul județului. În cadrul acestei campanii au achiesat la acest eveniment, care deja devine tradiție pentru noi, și sportivii maramureșeni care au făcut cinste de-a lungul timpului sportului. Începând de la antrenor, care va fi domnul Onciu, profesor emerit, domnul Chemeneș, care a fost jucător în Liga Națională și acum se ocupă de grupele de copii la nivelul clubului FC Minau Baia Mare, totodată foști fotbaliști care au jucat în Liga Națională, Romulus Buia, Cristian Vasc, Șonchere Chidan. Accesul în sala sporturilor se va face începând cu ora 12 și 30 de minute pe bază de bilet, costul acestuia fiind de 5 lei. Doritorii vor putea achiziționa și bilete la tombolă, valoarea nominală a acestora fiind de 10 lei, participanții putând câștiga în baza acestora obiecte sportive oferite de sponsori.